Înainte de toate, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. De acum și până veci de veci. Amin. Amin. Nu știu cum să vă vorbesc sau cum să mă prezint, că frații s-au prezentat, dar prima dată n-aș vrea să fiu pricină de potignire pentru frații noștri, pentru cei ce ne ascultă. E foarte greu să vorbești în urma celor 6-7 predicatori. Oamenii sunt obosiți, surorile sunt obosite, dar vreau să-mi cer scuze din partea fratelui care avea dorință să cânte. Cel cu inima bună să cânte. Eu deocamdată am o inimă întristată. Știi de ce vă spun? Și aș vrea ca lucrarea lui Dumnezeu să lucreze mai departe. Amin. Și să fie întărită între noi. Amin. Norul negru pe care am fost acoperit, acum 6 luni m-a murit un copil de 33 de ani. Și acum îmi cer scuze cel care a avut dorința să cânte, nu pot. Am cerut un semn din partea lui Dumnezeu pentru familia mea. Și am zis, Doamne, un cuvânt dacă vei avea de spus, pentru mine ajunge. Și Dumnezeu, frații unii ori auzit, în vremea norului negru, unii ori așteptat să ne prăbușim. Dar Dumnezeu este acel, când te pune în cuptor, El știe să te scoată. Și vrășmașii noștri cad, că așa face El. Cad la pământ și cad de rușine. Că așteaptă ca să te nimicească și Dumnezeu te ridică. Și un cuvânt pe care mi-a dat Dumnezeu în seara aceasta prin Duhul Sfânt și ajută să nu fie proroc aici. Iată, strigă, cheamă-mă, că mă voi atinge din una din fiicele tale. Am o fiică cu 11 copii și face de 3 ori pe săptămână dializă. Acum, aș vrea să vă spun altceva. Eu de 6-7 luni nu mai am ieșit afară, frații m-au chemat, m-au rămitat până și în America și până aici în Berlin să oficiem căsătorii și la evanghelizare, că asta este esențialul romilor acum. Parcă bat recordul. Care din cum să facă mai multe evanghelizări și e normal, pentru noi este ca poporul nostru să fie mântuiți. Amin. Este ceva normal și nu este ceva anenormal. Dar cu cât se fac evanghelizările mai mari, parcă tot mai mare împătrire este. Greu vine omul. Aș vrea în seara aceasta ca Duhul Sfânt să vorbească. Amin. Dar timpul este 10, frații au zis că trebuie să închine, încheie la 10. Acum ce facem? N-aș vrea în urma noastră, plecând de aici la Paris și în urma noastră să aveți probleme care stați aici. Pentru că ăia care stau aici le coastă. Unii musafiri, unii care mai stau aici în Austria sau în Germania, ajung în seara asta acasă, dar ei rămân. Pentru că musafirul a venit și altar, dar mireasa șer. Să merită. Să merită. Slavă Domnului. Atunci dacă se merită, hai să suferim. Amin. Că cel ce vine va veni, multă vreme nu mai este. Și atunci cei care au suferit vor vedea pentru ce au suferit. Și mai mult, Dumnezeu nu ne va răsplăti după cât am știut, după cât știm, după cât știm să predicăm de frumos. Dumnezeu nu ne răsplătește la aceasta, Dumnezeu ne răsplătește după cât am semănat de mult. Fie slăvit Domnul! Amin. Frații au predicat frumos și am avut ce să luăm. În urgență aș vrea să trec foarte repede și m-am gândit atunci când eram în Israel, chiar m-am gândit la un frate doctor, eram cu el și
L-am invitat odată să vină într-o zi la mine, cu mine la mormânt și a zis, frate, Osule, eu am fost la mormânt deja și nu mai vreau să merg. Am fost de câteva ori, dar nu m-am săturat. Când ieșeam din mormânt plângând, mă duceam la Golgota. Și vedeam Golgota, locul unde Domnul Iisus era răstâcnit. Și am stat mult timp pentru că m-am bucurat că erau grupuri de frați, grupuri de credincioși și acolo, dacă erau 4-5, se părtășeau în grădină, făceau program, făceau rugăciuni și apoi făceau spălarea picioarelor, așa cum se face în Biserica lui Dumnezeu și apoi luau părtășia. Și acum aș vrea și să mă prezint, nu cumva să mă judecați. Sunt un copil al lui Dumnezeu, elev pe clasa întâi aproape de 40 de ani și spun sincer, mi-e rușine să predic înaintea unui profesor. Fratele Spicu e profesor pentru mine. Ne cunoaștem din tânăr și suntem și facem parte dintr-o biserică apostolică. E, nu mi-e rușine să spun că asta e biserica primară unde o găsim scris în Sfintele Scripturi. Fie slăvit Dumnezeu. Amin. Și am zis, Doamne Dumnezeule, în Europa atâți romi de-a noștri sunt. Și au ajuns și în Australia, și au ajuns și în America. Și aici unul n-am cu care să mă părtășesc și eu, să am și o mândrie că mai există oameni de-ai noștri romi care îl caută pe Domnul în țările Domnului Iisus Hristos, adică în țara lui Israel. E, n-are importanță pentru unii dintre voi, dacă sunteți curioși, dacă mergeți, aveți ce vedea, slăviți să fie Domnul. Repede vreau să intru în subiect. Normal că frații au declarat o cetate blestemată. Atunci când am coborât de la Ierusalim să merg spre Marea Moartă, mi-a arătat frații în partea aia, vestul pe munții aceia. Poporul Israel atunci când a ieșit din Egipt s-a oprit acolo prima dată și au așteptat să vină iscoadele, să le dea de știre și să spună ce vede acolo sau ce este acolo. Voi știți ce înseamnă lucrul ăsta, dar repede vreau să plec. Aici vedem că Hierionul acesta era o cetate care cei din Ierusalim parcă nu intrau, n-aveau legătură să meargă acolo în Hierion. Și venind din Ierusalim cu niște păstori, cu niște rabini, ne-am oprit în locul acela unde acel care a coborât de la Ierusalim spre Hierion s-a întâlnit cu niște tâlhari. A fost bătut, zdrobit și desfrăcat. E, așa este omul când pleacă de aici și se ocupă cu afaceri de afară, cu bișnița, cu afaceri murdare, devine gol. E, nimeni nu l-a obligat să plece de la bucurie de la Ierusalim spre Hierion. Dar vedem aici că Domnul Iisus vrea să meargă direct și să dă un alai mare. Și în alaiul acesta, când oamenii, mulțimea de oameni, aude că vine Iisus. Un om care dorea, spunea fratele de mai înainte, auzea că vine cineva și trece pe acolo. Omul acesta, toată viața lui a cerșit, cum cerșesc romii noștri. Ăsta darul lor. Și nu știu cum se vor lăsa de el. Acum, aș vrea să înțelegem de câte ori i-a vorbit Domnul la Zacheu aici. Fraților, în seara aceasta Evanghelia sună pentru cei care n-aveți legământul cu Dumnezeu. Zacheu n-avea legământul, dar de auzit, auzit de el. Pentru că Biblia declară că acest Zacheu și el era fiul lui Avraam. Ei, știm că Avraam era un om al lui Dumnezeu care vorbea Dumnezeu cu el. Ținea legile și poruncile lui Dumnezeu. Și el era un fiu al lui Avraam, dar atât că era pierdut.
Poate că avem aici copii, copii prin părinți pocăiți, dar sunt pierduți. N-ați vrea cei pierduți să veniți la Domnul Iisus din seara aceasta? Frații ori transpirat în spatele lor, ori făcut chemare pentru unii și să aveți grijă, să nu fie prea târziu. Poate că e ultima chemare. Dar n-am vrea să vă descurajăm. Am vrea să vă încurajăm să vedeți ce înseamnă un om când își vine în fire. Ce înseamnă un om când vrea să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu cât este de mare, nu-i cunoaștem adâncimea, nu-i cunoaștem lungimea, nu cunoaștem lățimea, înălțimea, dar este mare. Amin. Așa este? Amin. Fraților, mai ales care n-aveți legământul lui Dumnezeu, nu puteți să vă predați în seara aceasta ca Dumnezeu să intre în inima voastră, că este mare. Eu greșesc aici. Așa este de mare că nu-L poate cuprinde cerurile cerurilor. Dar ca să-L găsească pe Zacheu, El s-a făcut mic. Și așa s-a făcut de mic că a putut să intre în inima Lui. Și în seara aceasta El așa se face de mic că va intra în inima celui care îl dorește. Amin. Aș vrea să înțelegem despre acest dud, despre acest pom. Și fratele doctor a zis, eu am fost acolo și e o problemă când mergi cu ghidul. Ghidul nu te duce pe tot locul unde este adevărat. Pă lui îl intereseze sarul juicul, să iasă mălai. Aici a fost asta, aici asta. Și doctorul îmi spune, frate, eu am fost, pe cum, unde? Într-o catedrală și acolo, în catedrala aceea, au zis că a fost mormântul Domnului Iisus. Zic, va, tu dacă ai fi știută Biblia, imediat ai fi spusă la acest ghid, nu e adevărat că mormântul Domnului este săpat în stâncă. Și dacă îmi cunoșteai cuvântul, trebuia să-l îndrepți. Nu, acum, eram în Capernaum, am vizitat satul cel mare al lui Petru, câteva căși, și acolo era și apa în care pescuiau și este și astăzi, Marea Galilei, și de acolo am început să pornim la Muntele Fericirii. Și când am coborât de la Muntele Fericirii, ne-am dus într-un orășel și nu era departe, pentru că pe acolo locuiau pescari, meseria lor, cum aveți dumneavoastră, meseria voastră de garaj. Nu prea mergeți departe, dar totuși când ieșiți mai departe, parcă aracând motoara mai zurale, mai juca. Ce ziceți, dar? Acum să fim atenți. Și dintr-o dată oprește frații și zice, frate Ozule, ăsta-i nu dudul în care a urcat Zacheu. Dudul adevărat în care, în vremea lui Zacheu, el s-a urcat în dud și din pricina, zice, noi, înălțimii pe care avea era mic la statură, dar ușorul s-a zbarut. S-a pierdut o înțelepciune. Aici era un om în care ne explică Biblia, bogat, numit mai mare a vameșilor. Nu era un om cu două clase ca mine, ca trei. Mai mare a vameșilor. Înseamnă că în capul lui exista ceva. Și mi-a arătat dudul, penaudeu la Zacheu, tu ai fost aici? Și am început să mănânc din el. Ițunoloi, o pomă ițunoloi. Că a putut să urce în el, a fost mic. Puțin mai mare decât un om ca să-l poată vedea Zacheu pe Iisus. Trecerea era pe acolo. Ei, intrând în cetatea Herior, de ce tocmai l-a căutat Zacheu pe Domnul Iisus?